Bianca Comăneci a publicat un mesaj cu subînțeles la scurt timp după scandalul cu Livian. Aflată în drum spre munte, câștigătoarea celor două sezoane Puterea Dragostei s-a filmat și a ales să pună pe fundal o piesă care spune cam așa: Te voi iubi la infinit. Fanii Brunetei s-au dus imediat cu gândul că ar fi un mesaj cu subînțeles pentru Livian, fostul ei iubit pe care încă nu l-ar fi uitat. Bogdan Mocanu a dat nasul nas cu Ana Lintaru și Roxana în club. Bogdan Mocanu a trecut printr-o încercare sâmbătă seara atunci când fostul concurent Puterea Dragostei s-a întâlnit în club cu două foste iubite, Roxana și Ana Lintaru, aceasta din urmă fiind însoțită de actualul său iubit. Bogdan Mocanu a ales să stea la o masă separată și să le evite pe cele două foste iubite, Roxana și Ana Maria. Proaspăt despărțit de Andra Volos, Mocanu nu s-a afișat cu vreo altă femeie, deși pe filmările din club se poate observa cum acestea roiesc în jurul lui și că nu stă chiar rău la acest capitol. Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate. Dezvăluirea a fost făcută de CamCam.ro, care au surprins o serie de imagini răvășitoare cu Bianca Drăgușanu și Alex Body. Astfel, potrivit reporterilor, blondina ar fi fost bătută cu bestialitate de către Body. În clipul postat pe site-ul CamCam.ro, Bianca apare total răvășită, într-o suferință fizică cumplită. Pentru a intra în casa din Pipera, aceasta a avut nevoie de susținerea lui Alex Body, deplasându-se cu greutate. De asemenea, pe chipul Biancăi se putea observa o vânătaie serioasă. Se pare că Bianca Drăgușanu ar fi fost supusă unor violențe greu de imaginat, fiind agresată timp de 5 ore. Deși în urmă cu numai o săptămână, cei doi posau un cuplu perfect, chiar la aniversarea micuței Sofia, se pare că lucrurile sunt total diferite în realitate.
Rămâne de văzut ce va dezvălui Bianca în cadrul intervenției pe care a anunțat-o astăzi pe Instagram. Bianca Comăneci a publicat prima reacție după ce Liviana a amenințat cu publicarea dovezilor indecente la adresa ei. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei își roagă susținătorii să nu-l mai atace pe Livian. Iată ce scrie Bianca. Privindu-l pe el în ochi, veți vedea că există tristețe în suflet. Sunt tristă. E omul pe care l-am iubit în cea mai grea perioadă a vieții. Încă îl iubesc. Îl vreau fericit. Dacă el este fericit și eu sunt. Vreau să-l ajutăm pentru că e singurul om pe care l-am avut alături, nu mi-a greșit cu nimic și merită răsplătit tot binele. Vă rog să îi ascultați piesa, să comentați strict despre melodie, indiferent de părere, sunteți dreptățiți. Iar legat de mine, sunt bine. Liviana a ieșit la atac după ce, spune el, a fost atacat constant de către fanii Biancăi Comăneci, fosta lui iubită. Câștigătorul Puterea Dragostei sezon 2 spune că nu mai poate suporta atacurile, că a ajuns la capătul puterilor și a lăsat mult prea mult de la el. Iată ce a declarat Livian în cel mai recent vlog. Timp de o lună am tot lăsat de la mine. Am lăsat, nu se mai poate. Am vrut să fie bine, o să lansez nucleara. S-a ajuns la un nivel mult prea sus, când eu voiam să se termine tot. De ce am ochii așa? Pentru că pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. E ciudat pentru că eu nu sunt lăsat să mor și n-o să mai las nicio pe ea să trăiască. De o lună de zile am fost tras într-un joc la care eu nu voiam să fac parte. Eram tras într-un joc unde 3 săptămâni se vorbea despre mine, îmi era rostit numele. 3 săptămâni am fost asediat, eu, iubita, familia... Eu am tăcut și am dus. Am lăsat-o, n-am fost curios. Ei bine, am stat și m-am gândit și s-a întâmplat ceva ce mi-a indus ideea că s-a ajuns mult prea departe. Tupeul este mizerabil, ținând cont de câte am făcut. Cu toții v-ați întrebat de ce nu răspund. Am făcut un vlog în care am zis cu un sfert de gură pentru cei care înțeleg. Astăzi am aflat ce am aflat și m-a dărâmat. Uitați-vă la mine. Dacă mâine melodia lansată nu ajunge pe locul 2, cu 40.000 de like-uri, să recuperăm toate dislike-urile primite, promit că lansez nucleara. Cine a pornit toată nebunia asta, nu a avut tupeul să iasă în față și să zică stop, am greșit. A stat cu mâinile în șol și a privit toată nebunia asta. O să fac totul cu dovezi, conversații. Motivul pentru care am aruncat inelul, de ce ne-am despărțit, ce s-a întâmplat în săptămâna când am venit în țară și după, ce m-a supărat pe parcurs, de ce ne-am despărțit definitiv. Cum alții și-au spus adevărul timp de o lună, vin și eu cu dovezi. Fac asta pentru ca toată lumea să revină cu picioarele pe pământ, mai ales capul operațional care a pus totul la cale să revină cu picioarele pe pământ, a spus Livian pe blog. După ce a publicat live-ul, Livian a revenit cu un story în care avea ochii în lacrimi și a amenințat că publică acel clip înainte, fiind filmat deja. A rugat pe toată lumea să se retragă pentru că urmează să publice tot dacă nu fac asta. Iată ce a mai declarat Livian. Dacă vă gândiți la manevre în privința vizualizărilor, să știți că vlogul e pregătit. Dacă vă gândiți la ceva manevre, tot îl public. Găsesc o modalitate să-l public. Cuprinde dovezi și tot. Dacă simt ceva miros de manevre, îl public. Invitații de la un majorat au fost martorii unor imagini incredibile. Stripperul angajat pentru sărbătorita serii le-a nebunit pe fete, dezbrăcându-se și dansându-le în brațe. Una dintre tinere s-a lăsat purtată de val și, fără să gândească prea mult la ceea ce face, a trecut la fapte. Sub privirile și aplauzele invitaților, ea a făcut sex oral stripperului pentru câteva secunde, bărbatul încercând să cenzureze scena cu un prosop. Câteva imagini au fost postate pe internet de unul dintre participanții la petrecere, iar cadrele au devenit virale, oamenii fiind șocați de evenimentele petrecute la majorat.